O firmă din Turcia va livra primăriei Suceava 17 autobuze electrice de dimensiuni mici, de 6 metri lungime, care vor fi utilizate pe străzile înguste din municipiu. Potrivit primarului Ion Lungu, valoarea acordului cadru fiind de 19,6 milioane de lei. Municipalitatea suceveană intenționează să dețină, la finalul programului de achiziții, o divizie de transport electric consistentă. S-a încheiat o licitație pentru autobuzele mici, este vorba de o licitație cadru, care a avut loc, a fost câștigată de Anadolu Automobil Roma SRL, care am dus și alte autobuze. Valoarea acordului cadru este de 19.730.412,5 lei pentru un număr de 17 autobuze mici, 10 care erau prinse inițial și 7 care rezultă din economii. Ca atare, la finalul, achizițiilor pentru mijloace de transport electrice, vom avea un parc electric la noua divizie transport electric de 62 de autobuze, 40 mari, 17 mici care le luăm acum, 5 mici care le-am luat anul trecut, deci vom avea 62 de autobuze electrice la divizia transport electric a municipiului Suceava. Condițiile au fost puse mai drastice de această dată, mai bune pentru municipalitate, dacă discutăm de durata de funcționare de la 8 ani la 15 ani, la garanția obligatorie la 2 ani la 5 ani, garanția bateriei de la 36 de luni la 96 de luni. Săptămâna viitoare voi încheia primul contract pentru primele 10 autobuze, iar în măsura în care primim hârtia cu aprobarea de la guvern, noi avem cadrul aprobarea, vom încheia contract și pentru celelalte 7 autobuze de dimensiuni de 6 metri, mici așa cum sunt ele cunoscute, destul de bune și necesare în oraș pentru cartierele cu străzi înguste, gen Burdujeni Sat, Laniște, Alea Dumbrăvii, Tătăraș și ce mai vreți dumneavoastră. Prin de conturi și autobaza de acolo s-au dus primele stații electrice, deci se lucrează destul de bine acest proiect. Din păcate avem această problemă pe care am iterat-o la conferința de presă trecută. Suntem blocați pe românești cu cele 5 autobuze mari la guvern cu licitația centralizată. Dacă era la primărie, erau licitate toate 40 de autobuze mari și lucrurile erau mult mai bune.